Vladimir Tismăneanu, ați venit în România și una din temele importante în aceste zile rămâne mineriada, 20 de ani de la mineriada, 21 de ani de la mineriada din 13-15 iunie. Însă ce am remarcat în spațiu public, presă, comentatori, televiziune, e că acest subiect nu pare să mai aibă priza, importanța, să mai genereze emoția pe care o genera în urmă cu câțiva ani. De ce? În primul rând, cred că la un moment dat lumea obosește. Deci, dacă acum un an eram la București când s-a deschis expoziția din pasajul pieții universității, era vizitată, dar de pildă reacția a fost foarte, foarte limitată și un calm surprinzător. Nu contez că trebuie să fie calmă. În momentul în care Primăria Generală a Capitalei a decis să scoată explicațiile, să le șteargă, să le dea jos explicații legate de fotografii și de ce s-a petrecut în perioada respectivă, spunând că protocolul inițial între Institutul de Investigație a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, ca să dau titlul exact, și Primărie nu includea și acest tip de caption, cum se spune, la fotografii, ca și cum fotografiile vorbeau singure. Ei bine, lumea n-a reacționat, eu m-am așteptat să fie mai multe, măcar mai multă indignare. Nu e numai România țara în care lipsește indignarea, știți, succesul faimos actual la Paris era plin cu Endinievu, deci e o stare poate și de apatie, poate și o stare de extenuare, e o stare pe care clasa politică o întreține și o întreține de ani de zile, că trecutul este de fapt un lux care nu merită de care să ne ocupăm, avem lucruri mai presante și vedem că de fapt lucrurile mai presante adeseori sunt mai mult sau mai puțin inventate sau hiperbolizate sau accentuate din motive politice. Pe de altă parte, am fost la reuniunea de la Asociația 21 decembrie. Asta e altă temă și anume CEDO și imprescriptibilitatea omorului. Nici sincer, nu puteam să le promisez. Da. Așa, deci acolo a vorbit foarte bine, spun eu, Monica Matovei, pentru că era vorba de chestiunea, asta a fost tema centrală deciziei CEDO, care sigur era dată de o familie, de o tema unei familii, deși mulți au spus, dar de ce vă ocupați voi de arhivele Ministerului de Interne? Că una din exigențele pe care le avem membrii Asociației 21 decembrie și oamenii de știință care îi susținem și inclusiv subsemnatul, se întâmplă că sunt ambele, dar una este desecretizarea documentelor Ministerului de Interne din perioada mai-iunie, este de fapt toată piața universității, să spunem, din aprilie până în iunie 1990, care rămân în continuare sub pecetea secretului de stat. De ce? Păi, de ce? Asta e o întrebare. De ce? Pentru că sunt prea multe nume în continuare care sunt implicate. Există jurnalele de unități militare din perioada respectivă, documentele poliției și pentru că, de fapt, se ajunge la problema celor vinovați pentru încălcarea dreptului la viață. Pentru că dreptul la viață, spunea pe bună dreptate Monica Macovei, în legislația și română și internațională, dreptul la viață nu se oprește în momentul când cineva e ucis. Dreptul la viață este recuperat abia în momentul când cei care au comis crima sunt pedepsiți. O secundă, domnule Tismăneanu, să înțeleg că în continuare istorici sau Institutul de investigație a comunismului și Memoria Exilului Românesc, ați cerut oficial, ați continuat să cereți oficial desecretizarea acestei arhive. Tot timpul se cere acest lucru. Și ce vi s-a răspuns? Ultima dată, cine ce v-a răspuns? Ultima dată, cred că ni s-au dat documente. Deci ce s-a obținut, ca și avem o persoană detașată de la Ministerul de Interne, generalul Dan Voinea, și continuă documentarea pe care o are la dispoziție. Documentele sunt foarte puternice, dar noi nu suntem o instituție care sezizează instituțiile statului de drept. Nu suntem o instituție care poate să emită mandate împotriva cuiva. A spus un lucru important și anume că arhiva de la Ministerul de Interne pe perioada 13-15 iunie rămâne secretizată. Rămâne, în continuare, cum se spune, classified. Da. Bun, și noi facem conferință de presă, o să publicăm Cartea Neagră a Mineriadei, va apare scrisă de Sorin Ilieșiu și de
Alin Rus. O să dăm, o să facem tot ce putem pentru ca cei care s-au făcut vinovați în acea perioadă să fie cunoscuți a opiniei publice și b, avem dreptul de sesizare în justiție. Deci toată această documentație la care lucrează acum Asociația 21 decembrie și ICCMR-ul va fi, dacă nu mă știu eu, în luna noiembrie anul acesta. Eu am două teme, pentru că în această instituție unde mă simt acasă, la Hot News, cred că am făcut acum 3 ani noi doi un interviu și ai spus, lăsăm deoparte că suntem noi doi prieteni, ce ați făcut cu raportul, ce se întâmplă. Temele sunt una, sigur că la vremea aceea postcomunismul nu era partea mandatului. Toți au criticat Institutul de Investigații că i s-a redus mandatul, nu, mandatul a fost extins spre consecințele comunismului. Două teme, una este să mergem mai departe cu mineria, așa, să aducem în lumina justiției, sub ochiul justiției și să cerem acest lucru. Unul este mineria, dar doi este cazul Enoiu, pe care noi punem foarte mare preț, pentru că avem un caz exemplar. Nu putem să-i aducem pe toți foștii torționari pe banca acuzaților, dar avem un caz care să fie Eichmannul român. Să aducem un personaj care să simbolizeze răul totalitar, așa cum a funcționat el în perioada comunismului. Și aveam oameni, am sesizat de acum de 3 ore, să mă adresez eu din nou, doamne procuror Laura Căve și domnilor procurori adjunți și așa mai departe, de pe poziția pe care o am de președinte al Consiliului Științific, de aia am făcut o călătorie mai lungă, împreună cu domnul Stanomir, împreună cu domnul Neamțu și conducerea executivă a acestui institut, o să facem tot, nu vreau să spun, o să facem totul, că sună ca răposatul, dar o să încercăm. Al treilea element e Muzeul Național al Dictaturii Comuniste din România. Eu aș vrea ca în luna decembrie, că altfel nu intru în emisiune aici, eu aș vrea ca în luna decembrie lucrurile să se fie deblocat. Sunt sătul de toate argumentele administrative pe care le auzim, că punctul pe care noi l-am identificat, Hala Filaret, care este un punct excelent ca să facem un muzeu modern, nu un muzeu mort, ci un muzeu viu, un muzeu care să fie, de fapt, să aibă o colecție permanentă, dar să nu fie acolo că oricine vine oricând vede din nou sala colectivizare. Nu. În fiecare an, ca la Muzeul Guggenheim, de pildă, la New York, va fi altă temă. Și muzeul va fi viu. Când, din când în când, și colecția permanentă să fie arătată. Ministerul Economiei zice că e clădirea lor, Ministerul Culturii îl vrea, dar nu poate fi dată decât dacă guvernul expropriază Ministerul Economiei Naționale și îl dă Ministerului Culturii. Acum avem 3-4 miniștri care vor acest lucru. Teodor Baconschi îl vrea, Sebi Lăzăroiu îl vrea, Kelemen Huror îl vrea și Daniel Funeriu îl vrea. Deci dacă avem 4 miniștri plus, eu sincer cred că primul ministru e interesat, poate dăm drumul în fine la ceva care mie mi se pare că ține de acum de domeniul absolutului, că încă n-a pornit acest lucru. Un muzeu al? Muzeul Național al Dictaturii Comuniste din România. Propunerea Comisiei Prezidențiale asumată de președintele Băsescu. În vremurile astea de criză o să vă întrebe toată lumea și bani cât costă povestea asta. Păi, în clădirea nu costă nimic pentru că este proprietatea guvernului, și dar ține de un minister care trebuie să o dea altui minister. Restul, prima expoziție, Omul nou constructor al socialismului ca propagandă, costă foarte puțin. Ce să spunem, niște tablouri, niște instalații, niște filme. Deci nu vorbim de ceva care să sărăcească bugetul României nici pe departe. Revenind la 13-15 iunie, marea mirare e cum e posibil totuși ca, având un minister de interne, un ministru de interne tânăr, până la urmă, din altă generație. De ce nu vă dă drumul arhivilor? Da, cred că avem nevoie în momentul de față să se spargă niște taburi, să se spargă niște inerții. Nu știu, o să încerc să-l văd pe domnul Igaș, cunosc oameni care îl cunosc foarte bine și care sunt de partea noastră în acest sens. Eu cred, sincer, o spun, eu mă uit la alte țări, am fost acum la o conferință cu Comisia de Cercetare a Rolului Elveției în timpul celui de-al doilea război mondial. Cum știm, Elveția n-a avut un rol foarte frumos, în special în legătură cu refugiații și îndeoseb refugiații evrei care nu erau lăsați să intre și terminau la Auschwitz. Bun, și acest lucru a fost analizat foarte serios. Apropo de bani, ne-au spus că bugetul anual, și au fost vreo 3 ani, era 1,2 milioane franci elvețieni. Păi noi nici în vis nu ne apropiem. Deci eu cred, uite, când vorbim noi, domnul Tăpăraga, acum, în Chile are loc dezgroparea cadavrului și analiza cadavrului lui Salvador Allende. Deci 30-40 de ani nu sunt suficienți, orice ar crede domnul Ion Iliescu, pentru a acoperi complet urmele crimei. În legătură cu asta, ce pași s-au făcut în direcția dezincriminării, nu dezincriminării, în direcția procesului penal?
în direcția Mineriadelor. Da. Cred că este vorba, să cred că s-au făcut sezizări pe linia Institutului. Gândiți-vă că acest lucru devine atribut al Institutului abia în luna martie 2010. Până atunci, prin mandat și prin regulament, Institutul nu se putea ocupa decât de ce s-a terminat la 22 decembrie. Deci nu intra în atribuții. Numai prin noul HG, care a fost emis în, nu mai știu data, 26 februarie, să spunem, 2010, s-a extins. Și asta a început, știu că lucrează în momentul de fază 3 sau 4 cercetători, pentru acest probatoriu de care avem nevoie și cred că lucrurile sunt, cum spuneam, în toamna acestui an, deci cam după un an de apel, a trebuit strâns enorm de multe documente. Domnul Ilieșiu a citit la această discuție de la Asociația 21 decembrie niște lucruri absolut înfiorătoare. Problema este că morții nu pot să dea judecată. Problema este că avem de partea noastră familiile. Băiatul ăla care avea 13 ani, era elev la liceul Caragiale și care în final se sinucide după 2 ani, cineva trebuie să răspundă pentru ce. Deci înțeleg așa că vă propuneți ca orizont de timp ca până în toamnă să strângeți documente din arhivă, să-l convingeți pe domnul Igaș să dea drumul la arhivă. Pe cât posibil, da. Să faceți un probatoriu și mergeți cu el unde? La parchetul general. La parchetul general. Care parchet general poate să ne spună NUPSUB sau să acționeze? Deci avem, dar aici iarăși este o chestiune... Nu poate, oricât ar vrea Dan Tăpălagă și Vladimir Tismăreanu să împingă. Aici este vorba de instituțiile statului, instituții care vor trebui să recunoască ceea ce e important. Legea internațională primează asupra legii naționale. La fel de important e cine o să fie, să zicem, primii 5 pe lista celor urmăriți în acest rechizitoriu, să-i spunem, al institutului. Trebuie să stați de vorbă cu colegii mei care lucrează pe acest domeniu, dar cred că lucrurile sunt destul de simple. Faimoasa unitate 2 sau cum îi spunea, 2 și un sfert, SRI-ul, deci avem destul de multe documente. Nu mai discutăm Ministerul de Interne, cine era Chițac în momentul respectiv, dar nu era doar Chițac, Diamandescu și așa mai departe. Da, Chițac a murit. Bun, a murit Chițac, dar n-a murit adjuncții lui Chițac. Adică n-a murit chiar toată lumea și cineva spunea, bun, și ce facem, aducem oameni foarte bătrâni, dar nici Maurice Papon în Franța nu era exact în kindergarten. Ion Iliescu va figura pe lista asta? Ion Iliescu știe acest lucru și chiar într-o discuție anterioară pe care am avut-o noi doi, am spus-o, nu, că Ion Iliescu devine nervos de 2 ori pe an, în iunie și în decembrie. Cred că la ora când stăm noi de vorbă, acum cred că ea cam trecut nervozitatea. A trecut și 13-15 iunie. 17 iunie, iar a trecut. Iar a trecut. Eu cred că Ion Iliescu va trebui să depună mărturie. Ion Iliescu a fost omul care, din punctul meu de vedere, știu că sunt mulți care vorbesc de cercetători occidentali, care spun că a fost o anarhie, că nici Iliescu nu era de fapt adevăratul manipulator, că era și el un manipulat. Dacă așa stau lucrurile, să o spună. Dacă așa stau lucrurile, să vină să depună mărturie și va trebui să răspundă pentru rolul său. El este cel care a dat ordinul de așa zisă curățirea pieței universității, cu acordul premierului din epocă Petre Roman, cu acordul anumitor miniștri, el este și al SRI-ului, el trebuie să răspundă. Poartă responsabilitatea pentru momentul respectiv. Deci nu cred că se poate deroga.